Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre noi. Ana Odobescu ne va reprezenta în acest an la concursul internațional de muzică Eurovision 2019 în Tel Aviv. Concursul a avut loc în Republica Moldova, în Chișinău, sâmbătă, și toată lumea a ținut pumnii pentru acea persoană care sau acel artist care va merge la Tel Aviv și pentru care vom ține pumnii în continuare pe 18 mai. Dar a fost sau nu corect organizat acest concurs la noi în Republica Moldova? Care sunt obiecțiile față de prestația artiștilor de pe scenă, față de organizatori, față de notele puse de juriu? Și dacă suntem noi la etapa când putem spune că organizarea Eurovision în Republica Moldova a ajuns la cota maximă de calitate? Despre aceasta vom vorbi în această seară și vă prezint acum invitații din studio. Serghei Orlov, producător muzical, bună seara, dobrý večer. Bună seara. Eugen Doibani, interpret, compozitor, care va veni un pic mai târziu, pentru că întârzie, este prezent acum la o altă filmare, îl așteptăm cu mare drag. Și Dumitru Neagu, coregraf, fondator District 4, bună seara. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți în această seară să discutăm. Este o temă care de duminică cam se perindă pe toate rețelele de socializare, în toată presa. Sunt oameni care sunt încântați de acest concurs, alții care mai majoritatea nu sunt mulțumiți. Și mie, pregătindu-mă de această emisiune, mi-a rămas un gust amar așa un pic după ce am analizat și am vizualizat toate piesele care au fost prezentate. Și vreau să vă zic că la Republica Moldova, la concurs au participat 10 concurenți, 10 artiști. Vreau să-i dau nume și o fac asta intenționat, pentru că unii din ei, oamenii, nu-i cunosc deloc. Și asta trebuia făcut cu mult timp înainte și nu a treia zi după concurs. Dar trebuie lumea să-i cunoască acum măcar. Aurel Chirtoacă, Vera Țurcan, Marcela Scripcaru, Siaj, Maxim Zavidia, Diana Brescan, Tina G, Lemonic, Ana Odobescu și Elizaveta Ivasiuc, VMD. Iată, aceștia au fost cei care au participat. Din ei, Ana Odobescu a avut cea mai mare fericire să câștige. Vreau să vă întreb, pe bună dreptate ea a fost câștigătoare și ce o așteaptă în continuare? A conștientizat Ana ce înseamnă să reprezinți Republica Moldova într-un concurs de așa anvergură? Da, domnul Orlov, scăjiți voi. Către imeiți за спиной столько așa o experiență și столько лет проведённых, да, чтобы сопромоваться, продучить. Ну, давайте в первую очередь поздравим Аню, что она победила в этом отборе, и невзирая ни на что, она будет представлять нашу страну. Поздравления, и в то же время такие чувства двоякие, потому что это очень сложная работа впереди предстоит у нее, которую мало кто знает в этой стране. Но будем надеяться, что она достойно представит нашу страну. По поводу имен, которые мы видим в этом списке, 10 имен, да? На самом деле, кто-то из них появлялся в прессе, кто-то из них появлялся на каких-то отборах. Вера Цурканова в прошлом году заняла второе место, например, на отборе на Евровидение после группы «Торедос». Достаточно высокий результат. Диана Брескан была во многих проектах и много раз участвовала в этом отборе. То же самое касается и Дарьи. Диана Брескан, она и participала в других проектах. Для чего есть такая декуна? Совершенно верно, да. Она работала в проекте «Glam Girls» вместе с Лидой Исаак и с Сашей Летти когда-то. Она участвовала и как сольный артист уже несколько раз. Причем... Был прекрасный номер, где там режиссер был Валерий Жирегий, кстати, работал с ней на одном из отборов. Это было очень, ну, интересно, по крайней мере. Вот, так получилось, что этот год не собрал каких-то суперзвездных имен, да, которые там явные были победители, явные лидеры. Но Аня Добеско, как бы, достаточно известная артистка. Третий год подряд Молдову будут представлять артисты из Приднестровья. Это какой-то становится тренд у нас в нашей стране. Вот, потому что Аня из Дубасара, она живет в Кишиневе, и она достаточно известная артистка. Она была, например, на Славянском базаре, где выступила достаточно хорошо. Если я не ошибаюсь, она заняла второе место на Славянском базаре несколько лет назад.
Потом был какой-то перерыв, потому что она вышла замуж за нашего известного композитора, артиста Сашу Довиченко, родила ребенка. Угу. Теперь она вернулась как бы опять... А вот большой... пауза, да. Небольшая пауза, поэтому, может быть, ее не видели как какое-то время, да? Теперь она вернулась на большую сцену благодаря именно этому отбору, потому что как бы не был этот отбор одна из программ, которую смотрит, ну, большая часть Молдовы. Угу. Да. Ну, я так думаю. Domnul Rov, este concursul, preselecția națională, un pas, o treaptă de ridicare în carieră sau este totuși o imagine pe care trebuie să o prezinte concurentul în altă țară? Ce alegem noi? Ce facem noi în acest concurs? Ну, не знаю, я считаю, мое личное мнение, что спорт и культура – это два направления человеческой деятельности, которые могут представить нашу страну в положительном свете во всей Европе. Mm-hmm. Это шоу, которое одно из крупнейших в мире, которое смотрит больше 230 миллионов человек. И любой человек, который выходит на эту сцену, он всегда должен понимать, что ты несешь за собой флаг страны, ты представляешь свою страну. И отказываться от этого конкурса нашей стране маленькой, где и так... Ну, способов продвижения артистов почти нету. Uh-huh. Мне кажется, это совсем неправильно. Другое дело, что отбор можно было провести как-то и по-другому. Uh-huh. Можно было... Телевидение имеет право, член Европейского вещательного союза имеет право назначить конкурсанта, например. Noi niciodată nu am folosit acest, da? Nu, a fost. Acest caz. A fost odată când... Nu, că am aici lista. A fost odată când s-a anulat... Din 2005, Republica Moldova participă 2005, la... Da. Primul. Sper că a fost odată când s-a anulat, nu le-au plăcut cine au câștigat și au făcut a doilea oară preselecție, unde au pus și au participat Arsenie. Da, și deja это было, это правда, это был большой... такой большой скандал в это время, и царство небесное покойный Демиша Долган вышел и сказал, ну, все было хорошо, отбор прошел, но мы решили сделать еще один отбор, и да, это было, это правда, это было, если я не ошибаюсь, 2007 год, по-моему. Мы теперь кадовары, когда тебя спортивные. Да, на 2007, да, exact, на 2007, это сантам. Да, это было, это правда, и тогда были отменены результаты отбора. Ну, 2006, черскую, 2006, да. Второй раз, когда участвовала Молдова на Евровидении. Это был большой такой скандал, и очень большой резонанс это дело все было. Это правда. Așa, de ce unii care deja au o experiență în spate, și producători, și compozitori, și textieri, totuși consideră că nivelul de organizare și participanții la preselecție au decăzut? Din ce cauză se spune acest lucru? Și vreau să citesc ceea ce am găsit pe rețele de socializare. Victoria Cușnir a spus că ar fi fost frumos pentru o perioadă Moldova în general să se retragă din acest concurs, pentru că să nu ajungem în situații stupide. Nu, eu nu cred că Вика имеет право на свое мнение, она может иметь его и высказывать публично. Она журналист, который сделал достаточно много для культуры в этой стране, безусловно. Просто, мне кажется, надо на отбор привлекать лучшие силы. И вы правильно говорите, что разрешается песню опубликовать с 1 сентября. Но у нас все песни Asta опубликуются... Это то, что я говорю с вами до эмиссии. Совершенно верно, да. Я не слышал эти люди, эти персоны, потому что они мне гаури на уреки, да? Как я слышу на радио, я слышу... Вторая проблема, на мой взгляд, очень большая. Из этих 10 песен, ну, если я правильно посчитал, наверное, 7 или 8 песен, может быть, я ошибаюсь, на одну песню, написано иностранными авторами. Ага. Которые пишут эти песни по 100 штук на каждый отбор. Угу, да. И рассылают их бесплатно артистам во всех тех странах, где разрешаются иностранные композиторы. Это я сам был в такой шкуре. И сам тоже пользовался артистами, композиторами из других стран. Но композитор композитору рознь, это раз. А во-вторых, когда большинство песен отбора принадлежат авторам не из Молдовы, для меня, мне кажется, это достаточно пагубно, потому что теряется какой-то интерес местных композиторов. Вот сейчас к нам придет один из композиторов, который много лет работает в этой сфере. Это пагубно отражается на композиторах, которые работают здесь. И песни, те, которые штампуются пачками этими композиторами по 100 штук на каждый отбор во все страны, они имеют какое-то свое лицо, как бы... Стандартные песни Евровидения. Я не хочу сказать, что они плохие или хорошие. Я говорю, что они достаточно стандартные. И этих песен в этом отборе было, ну, как минимум половина. Ана Удобеску Лафел? В том числе. Это греческо-шведская команда, которая написала эту песню. И она такая именно
ну, под стандарты Евровидения сделаны, как бы специально. Да, и ну, е трекуте де тимп ун пик. Ну, есть алчева акум ин тренд ин Европа? Ну, нет. Совсем нет. Не совсем не обязательно. Хотя, конечно, шведы ну, диктуют моду во всей поп-музыке всего мира. Не только Европы, но и половина американской музыки написана норвежцами и шведами, скандинавами. Конечно, но опять-таки я еще хочу еще раз сказать, композиторы рознь. Есть люди, которые пишут модную современную музыку, но которые может не найти здесь отклика, потому что в жюри у нас сидят достаточно академические представители академической музыки, да, которые прекрасные в своем профессионализме, но мне кажется, не совсем близки к современности, к тому, что происходит сегодня. Конкурс очень сильно меняется, он становится все больше и больше музыкальным. Хотя политика, конечно, имеет в нем тоже большой вес, но появляются очень значимые музыканты. Это и победа Португалии, это и австралийцы каждый год присылают очень сильных исполнителей. Шведы, безусловно, каждый год супер песни присылают. Ну, а ну часто и Русия, шетрими спиону дин фаворит. Ну, понимаете, когда фаворит на у букмекеров, но нет еще песни, это фаворит достаточно пока относительный. Хотя, конечно, Сережа замечательный артист, его там знают. Да. И он выиграл зрительское голосование в 2016 году. И он сейчас надеется, что у него получится сейчас выиграть в Тель-Авиве. Потому что там... Ну, я смотрел его интервью, мы были у него на день рождения, как-то мы с ним вместе праздновали его день рождения, мы с ним общались на эти темы как-то. И он едет побеждать, он едет делать свою работу. Понятно. Но у него большие шансы, потому что это известный артист. Он уже набирал максимальное количество баллов от зрителей. Сейчас зависит от его политической ситуации. Песни и от политической ситуации. Сейчас зависит от песни и от шоу, которое от будет. Шоу. Ну, профессор Евровидения господин Киркоров, конечно, и его команда мечты, как он ее называет, из греческих постановщиков и композиторов, и он соавтор песни, конечно, постарается, чтобы это было в очередной раз какое-то сногсшибательное шоу, потому что в этом они мастера. Да. Dumitru, revenim la organizarea concursului la noi, preselecției. Cum ați văzut-o dumneavoastră în calitate de coreograf, de personaj care ați participat și cu echipă să zicem direct la Maxim, da? Zavidia. Cum îl vedeți dumneavoastră? Păi, hai să spun așa, scena de an ce trece se face tot mai frumoasă și mai interesantă, dar anul acesta, cum anul s-a acesta simțit ea? A fost ok, nu a fost bine că a fost green room-ul chiar în fața scenei și artiștii nu puteau să iasă să bea o gură de apă. Nu, fumul celălalt deranja și îți dai seama, tu stai în fum, te uiți la concurentul tău în loc să stai în culise și să te pregătești. Tu stai și te uiți și vezi la cineva că cineva a făcut ceva wow. Și tu stai și te gândești, și acum vin eu. Logic, deranjează asta un pic, da, psihologic. Foarte tare deranjează asta, apasă, tu ieși pe scenă deja practic un pic distrus. Dar nu s-a discutat acest lucru când se organiza repetițiile? Cred că s-a discutat, lumea vorbea acolo, spunea că băi, asta nu e normal, hai. Și nu s-a ținut cont de opiniile voastre? De ce? Pentru ce? Sunt organizatorii care știu tot. Am înțeles. Câte repetiții? După părerea mea, mie mi-a părut că nu v-a ajuns câteva repetiții în plus. Eu corect am sesizat acest fapt? A fost repetiție joi, vinerea și deja sâmbătă a fost dansul. Problema care era, am pus coreografia într-un fel. Pe urmă a venit schema scenei. Ei nu era pătrată, era romb. Automat, cât te duci mai în față, cu atât mai puțin loc ai. Și a trebuit pe loc să schimbăm multe momente și asta e joi. Joi schimb momentele, sâmbătă tu ai show-ul, dar coreografia trebuie să fie gata cu o săptămână, două înainte ca tu să o repeți la automat. Da. Din cauza asta se strică foarte mult și iarăși. Cerem, noi de fiecare dată cerem din timp, cum va fi, câte LED-uri, cum va fi ecranul, cum va fi scena. Da, o să vă dăm, o să vă arătăm și când ne-a arătat... Băi... Deci v-a pus în fața faptului, da, am plinit deja. Asta e o problemă foarte mare la noi. La sunet, lumini, la sunet, nu v-a deranjat nu, nimic? Nu, eu sunt persoana care trebuie să vorbească. La lumini nu, a fost tot ok, doar că... Am spus la un moment dat că noi nu vrem fum și eu zic că e oricum o să fie înainte de voi și după voi și oricum o să fie sala plină de fum. Am înțeles. Ca imagine, ceea ce s-a întâmplat, că știu eu după mine că sunt producător și eu de televiziune, ceea ce se întâmplă pe scenele diferă de ceea ce se arată în dependență de calitatea cameramanilor și a filmărilor. Cum a fost acolo? Filmarea îmi place. Deci chiar în anul ăsta am văzut că Moldova 1 crește și filmează tot mai bine și mai bine deja show-urile de la Eurovision. Cred că bravo regizoarei sau care stă acolo. Au fost bine, au filmat cadrele care trebuie, că au luat planurile atmosfera care le-am rugat. S-a simțit ceea ce s-a întâmplat pe scenă, da, a arătat pe ecran. De obicei era așa momente că, hai spun eu ca dansator,
era un, trebuia să am o priză și ridicam fata într-o mână și în momentul ăsta ei filmau publicul. S-a dus. Două săptămâni de chinuri, hai că să numerește muzică, că e foarte greu să faci asta. Și iarăși, sau artistul în cazul ăsta dansează sau are un accent care redă un anumit sens și în timpul ăsta iarăși filmează pe altcineva sau arată green room-ul și tu ai pierdut tot. Ai pierdut tot, exact. Da. Și anul ăsta au fost mai bine. Deci au filmat cu mult mai bine. Da, mă bucur. Haideți să vedem, dragi telespectatori, ce percepții sau ce opinii au și telespectatorii noștri, pentru că echipa noastră de filmare a ieșit astăzi pe străzile Chișinăului și a întrebat cum le-a părut moldovenilor concursul Preselecția Națională și câștigătoarea Ana Udobescu. Moldova va evalua la cea de 64-a ediție a concursului muzical Eurovision, cel mai important eveniment muzical european al anului. Ana Udobescu a fost desemnată câștigătoarea Eurovision Moldova 2019, după ce a câștigat finala selecției naționale cu piesa Stay. Cât de important și urmărit este acest concurs de către cetățenii Republicii Moldova, aflăm din materialul ce urmează. Trebuie artistism foarte mult și trebuie un regizor foarte, foarte competent și în mișcări și în a reda textul. Că eu alea cu uscat a fost, voce este, dar fața alea că e uscată. Fiecare cuvânt trebuie să redea ceva, altfel nu trece. Consider că este un concert foarte important, un concurs care promovează artiștii noștri, ne scoate la o etapă mai sus decât sunt și ne promovează țara, ne aude, ne știe, pentru că nu toți știu ce este Moldova. Пусть люди поют, пусть все радуются, пусть болеют друг за друга. Мне кажется, это самое главное. Nu cred că este foarte important, pentru că majoritatea artiștilor care vor să realizeze și așa o fac. Și noștri, din păcate, populația, lumea nu prea urmăresc și doar tineretul, adică apreciază munca lor și îi susține. Pe când noi știm că tineretul nostru e plecat și nu prea la Eurovision nu prea se apreciază lucrul ăsta. Nu atât de mult, dar spune, mai degrabă să-mi iau mult cheltuieli decât de beneficii. Nu am prea mare atracție pentru el. Это продвижение молдавских артистов, чтобы они как-то были на более высоком уровне, на всемирном. Cred că este important să promoveze tinerile talente. Foarte important, pentru că să dezvolte mai bine și să ai mai mari valori în toate țările. Este foarte important și mai ales pentru noi, pentru Republica Moldova, este important că participăm și noi. Concursul muzical Eurovision 2019 se va desfășura la Tel Aviv Convention Center și va fi format din două semifinale, ce vor avea loc pe 4 și 16 mai și finala, ce va avea loc pe data de 18 mai 2019. Am revenit, dragii mei telespectatori, în studio și acum vreau să-l prezint pe al treilea invitat pentru care a reușit să ajungă la noi în platou și îi spunem bună seara lui Eugen Doibani, interpret, compozitor. Bună seara! Mulțumesc că ați reușit, că noi avem să fim în Am încercat să fim și eu. Dar vă mulțumesc. Da, și vreau să concluzionăm ce aici au spus oamenii. Deci, este mult mai puțină lume care deja urmărește acest concurs, asta e realitatea, și unul, nu au avut o promovare oamenii aceștia îndeajuns. Deci 10 personaje, 10 nume, că cum v-am spus eu, că și eu am simțit asta, care nu știam cum îi cheamă, nu am auzit piesa lor, nu m-a agățat de suflet. Eu nu îngânam în transport acasă, asta vreau, că așa se întâmplă în țările europene. Ei toată ziua cântă această piesă care îi reprezintă la concurs. Și către dumneavoastră acum întrebarea este, cum v-a părut dumneavoastră și ce obiecții aveți sau ce satisfacție aveți de la în acest concurs la noi, petrecut sâmbătă? Dacă e să vorbim per general despre acest concurs și organizarea lui anume în Moldova, sau poate mai corect ar fi să vorbim despre el și mai general la nivel de Europa, el niciodată nu a fost atât de interesant, atât de sau altfel spus, ultimii ani a pierdut foarte mult din poziții. Cumva astfel încât a demonstrat că s-a pierdut ideea de song contest și a devenit cumva singer contest. Și concept contest, pentru că e vorba despre niște concepturi care câștigă de fiecare dată și dau peste cap așteptările celor care vor să participe în anul următor. Și nu pot să înțeleagă
încotro să o ia. Și cumva noi, anul ăsta în Moldova, suntem martorii unei neînțelegeri, de fapt, a formatului, care de fapt nici nu există, nici nu încercăm să-l deslușim. Am văzut o bătălie dintre tendințe noi și tendințe demodate. Oarecum piesa care pleacă din partea Moldovei este un pic demodată, după părerea mea. Ceea ce spuneam eu, domnul Lov a zis că nu. Eu o simt că e cam veche, nu? În concepția europeană. Cumva așa este. Și îmi aduce foarte mult aminte despre popul sfârșitului anilor 90. Dar poate a revenit el acum? Sau e, nu? Eu bănuiesc că el a rămas acolo. A rămas în anii. Fiecare etapă muzicală din istoria muzicii și-a avut locul și nu neapărat se pot întoarce lucrurile. Însă pot să zic că e mai reală întoarcerea anilor 80 în anii noștri decât cei 90-2000. Pentru că sunt prea aproape încă. Deci o prognoză așa de la un compozitor și un interpret. Va trece Ana Udobescu de preselecție, de semifinală sau nu? Patriotic și corect ar fi să spun că va trece. Real și previzibil că nu va trece. Deci vom avea o experiență cum însă, a avut-o colegii, da, ei care au participat. Am avut așa experiențe când nu am trecut. Da, am avut așa experiențe. Eu totuși aș vrea să zic că așa cum a fost și prezența Alionei Mun, deci este o voce foarte bună din Republica Moldova. Altceva e că a fost așa cum a fost o luptă între piese scrise peste hotare și așa cum totuși există, eu cred, un punct sau dacă și nu există în scris, ar trebui să fie așa ca piesele să se reprezinte cumva gusturile producătorului autohton. Exact. Pentru că, de fapt, așa putem să facem și noi. Dar nu facem același lucru, deci să ne strângem câțiva compozitori și tot materialul care nu se vinde aici, realizează, nu se compune aici, să-l dăm peste cotare, să gândim că, uite, cumva ceva s-a întâmplat undeva în altă țară, mai micuță, așa cum este Moldova, și șansele sunt mult mai mari să câștige o piesă de asta. Și așa cum artiștii, știind situația lor financiară, că e mai complicată, odată ce nu-i vedem foarte des la televiziune pentru că trebuie să apar cu o piesă de autor și e scumpă, e mai ușor să iei o piesă care ți se oferă în modul ăsta. Și așa cum există probabil o nișă în regulamentul Eurovision, se folosește toată lumea de această nișă. Am înțeles. Vreau să revenim la jurizare. Jurații Eurovision anul acesta s-au ținut în secret mare și nu puteai să afle. Ce părere aveți? Cum se selectează acești oameni și dacă de soarta celor care participă depinde în mare măsură de acești oameni, ei ce rol au la noi? Господин Орлов. Я уже выяснила, кто пять из тех семерых были там. Да? Да, уже да. Хорошо, но смотрите, на самом деле жюри каждый год это большая проблема для нашего конкурса. Ну, во-первых, у нас небольшая страна, где каждый человек, который имеет отношение к Евровидению, завязан с кем-то какими-то творческими планами, какими-то совместными действиями, какими-то совместными проектами, да, дружбой, в конце концов. И не так просто ТРМ найти тех желающих быть в жюри, которые были как бы профессионалами своего дела, но и были бы, как бы, ну, будем сказать, так, говорить так, на волне, да, современной музыки, будем говорить так. Несколько членов жюри – академические музыканты там. Вырубить здесь прямо на то Кириак, здесь приняли Андрей Тостов. Анатолий Кириак писал много эстрадной музыки в том числе. Безусловно, это мастер высочайшего класса, разговоров нет, но самый известный его трек был написан в 70-е годы. И никто ничего не видит против того, что он пишет разную музыку, и классическую, и эстрадную, никаких проблем нет. Каждый из этих артистов, которые были в жюри, большие специалисты в своем деле. Илона Степан, прекрасный хородирижер, замечательная джазовая группа у нее есть. Она главный дирижер хоровой капеллы. Вопросов нет вообще, близко. Юра Махович. Заслуженный артист или народный уже. Андрей Тостоган. Я не знаю. Андрей Тостоган представляет молодую, как бы молодое течение, то, которое занимается сегодняшней музыкой, современной. Вопросов нет. Бруно тут. Да, Бруно тоже занимается современной музыкой, совершенно верно. Опять-таки Бруно. У него есть совместные треки, совместная работа с одним из композиторов, который представлял
одну из песен на отборе, что является, на мой взгляд, не совсем корректным. Но об этом как бы написали несколько изданий в этой стране. Это неправильно, я считаю. Вот. Но очень тяжело найти тех людей, которые бы соответствовали всем нормам. Вот как проходит отбор в Украине, да? Пусть он будет скандальный, замешан на политический, но сам отбор был проведен тремя специалистами, которые, против которых не может никто ничего сказать. Джамала заняла первое место, Данилка заняла второе место, один из главных композиторов и саунд-продюсеров, которые есть. И они сидят и спокойно обсуждают каждого артиста. Они говорят 8, 10, 12, как было у нас, да? Никто не понимает, почему да, за что. Это восьмерка, и какие, почему это десятка. Да, и какие-то критерии были именно у этого представителя жюри, да? Я не имею права в это вмешиваться, прерогатива отбора принадлежит телерадиокомпании «Молдова», но, на мой взгляд, каждый член жюри должен высказывать свое мнение о тех артистах, кого они ставят хотя бы на первые три места. Почему, зачем? А то у нас получается так, что некоторые члены жюри ставят кого-то из артистов там, на первое место, но в то же время несколько человек ставят ноль этому же самому артисту. Это что показывает? Это показывает как бы разноплановость этого жюри. То же самое, мне кажется, было еще в отборе, когда был первый отбор, где было 28 песен, когда отбирали из 28 песен 10. Ну, для меня, например, непонятно, как люди, сидящие в жюри, могли брать заслуженного артиста Молдовы Юра Садовника. Ну, пусть да. Половина Молдовы над этой песней могли смеяться, но это не важно. Этот человек сделал очень большой вклад в культуру молдавскую. Драгоотеи поют от Парижа до Мельбурна. Понимаете? Совершенно верно, да. И как бы, на мой взгляд, не совсем этично. Вот я, например, не смог бы его судить, как член жюри. Я никогда в жизни не пошел бы на это вообще. Или, например, там песня группы «Луми», когда половина жюри ставит, или там какая-то часть жюри ставит их на первое место, а вторая половина ставит просто нолем, потому что это пропаганда алкоголя. Да, 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 а у нас страна вообще, у нас есть государственное агентство по виноделию, Wine of Moldova, бренд, который мы продвигаем по всей стране, по всему миру. У нас одно из наших самых главных достижений вообще в культуре виноделия. Это наша жизнь. Не дучам к стикле линджан такого. Тут некоторые члены жюри сказали, ну да, все хорошо, нормальная песня, но вот как-то вот что-то пропаганда не того образа жизни, а там вообще не про алкоголизм. Не про алкоголизм, песня. Да. Там да. Песня юмористическая, кстати, чего не хватало в этом отборе абсолютно, потому что все песни как будто на одно лицо, и все такая грусть-печаль меня съедает, к сожалению. Не вот. И плюс к этому, важный показатель для меня, как реагируют социальные сети на ту или иную песню. Да, когда вышли все эти 28 песен, Луми не с кем было соревноваться, потому что они набрали всем в 10 раз больше просмотров, чем любой из артистов, или все вместе артисты, все вместе взятые. Но у нас доблестное жюри так как бы вообще не смотрит на это, у них есть свое мнение. Начинаем ему проблемы на жюри у Кари. Понимаете проблему? Мы можем делать эту проблему, но жюри назначает и отбор проводит телерадиокомпания Молдова. Они имеют полное право делать то, что они хотят. Они могут сказать, завтра ей там тетя Фрося. Am putea să protestăm? De exemplu, iată aici ideea lui Eugen vis-a-vis de clubul producătorilor autohtoni. Am putea să facem un club? Apropo, asta s-a întâmplat câțiva ani în urmă. Ala Donțu a încercat să facă acest club și a ieșuat încercarea ei. Și ca să vă spuneți opinia, să veniți cu niște idei, să vă transmiteți mesajul, ca să fie auzit. Mi-așa îmi pare, nu? Vă primiți 100%, a kto ich slușeți? Вопрос. Да, din păcate. Вот кто их слушает? Это Аладон, если вы заметили, большой пост ну, написала по поводу твоего мнения. Да, вем шопиния думней на телефон, при телефон. Но они могут об этом говорить, они могут на чем-то настаивать, но организаторов этого конкурса, который единственный в этой стране имеет право этот конкурс организовывать, есть свое мнение на этот счет. И мы их можем доказывать. Я сказал, пока тебя еще не было, что когда 7 песен из 10 написаны иностранными авторами, которые штампуют эти песни по 100 штук на каждый отбор, это абсолютно вообще полная катастрофа для Молдовы. У нас и так уезжала куча народа. Если наши композиторы не будут участвовать в таких отборах, их там всего было 2-3 песни. Почему композиторы наши? Это был честный капитул. Нет, есть которые участвуют. Ну, да, но много. Я только от этим, когда ты коммуникацию, я гадил в идеи. Chiar mi-am dat seama, că anul ăsta a fost o situație care ar putea să fie una simbolică pentru a înțelege cum ar fi posibil. Am vorbit despre acest subiect și cu Marian Stârcea. De fapt, ar fi foarte bine ca unele piese să fie alese aparte și interpretul după asta.
Deci, eventual, în preselecția de anul ăsta, am avut o domnișoară care a cântat o piesă scrisă de mine. Ea nu a tras-o piesa aia pentru că a fost foarte complexă piesa și nu a reușit să o transmit așa cum ar fi bine. Dar eu am citit foarte mult comentariile care erau banger, deci lumea aștepta foarte multe lucruri de la anume de la această piesă. Și eu mă gândeam, uite, să fi fost să primească Ana, de exemplu, piesa aia. Era altfel interpretată. Deci, cumva, ajung la ideea că ar putea să existe și așa o formulă. Eu nu zic că nu ne impune nimeni să avem un mod exact cum fac toate țările. Putem să avem modul nostru de a alege personajul care pleacă pentru țara noastră. De aceea, eu cred că ar fi real să ne strângem câțiva producători care consideră că ar putea să facă față acestui concurs, 3-4, da, și să facă o piesă. După aia, piesa aia se poate de adaptat pentru interpretul cel mai bun care, și o, să, care o să cânte cover-uri, deci poate să cânte piese străine, ca să ne dăm seama că are un vocal maxim. Pentru că uneori se întâmplă că ai o piesă care nu e tocmai pentru potențialul tău și nu-ți arăți toate calitățile vocale. Da, da, deci eu cred că asta ar fi real. Nu știu cum ar fi de deschiși alții producători și îmi dau seama că există foarte mult... Dar îmi pare că am ajuns la o etapă când deja ar fi trebuit să schimbăm ceva. Știi, este și un factor foarte important că fiecare cumva se gândește la farfuria proprie. Da, în țara noastră, cel puțin. Deci, da, mă refer la Moldova. Toată lumea se gândește cum să câștige. Deci, dacă se pierde ideea asta de a câștiga pe acest concurs... Da, dar oricum piesa reprezintă o țară întreagă. Eu vreau să stau cu pumnii așa și să tremur în față televizorului când iese cineva să mă reprezinte. Cei care au fost deja... Cer scuze. Cei care au fost deja... Cum a fost la Dop și Zdup. Cum a fost la... Dop și Zdup a fost un exemplu. Cum a fost... Dar ceilalți nu au venit cu așa o motivație ca să apară așa o inițiativă, ca toți ceilalți și interpreții să fie astfel de motivați și producătorii să vrea să facă lucrurile gratis, oarecum. Da, revin la cei 10, pentru că i-am ascultat și i-am audiat de câteva ori, dar la dumneavoastră va fi... La tema care ziceți. Așa, niște zvonuri că anul viitor așa și va fi. A, da? Da, mă acolo prin culisele preselecției concursului. Se alege piesa și se alege, dacă simțit, lumea un pic uită, sau juriul, nu știu, că totuși trebuie de ales o piesă bună, nu doar un vocal bun. Și cred că asta ar fi cea mai bună, fiindcă s-ar alege piesa, s-ar alege... Acum depinde în ce țară interpretul. Va avea loc concursul. Nu, da, da. Iar ca să vedem. Pentru că și asta contează, după cât îmi dau eu seama. Da, este sigur. Și factor geopolitic, care noi, din păcate, suntem o țară așa poziționată, că voturile noastre, chiar dacă, iată, Doredus a cântat sau Sunstroke Project a cântat și a ajuns unde, dar mai trebuia cineva să ne voteze și avea să fim mai sus. Și o remarcă am aici. Atunci când se compune, probabil, o piesă pentru anul viitor, nici într-un caz nu trebuie să fie atras atenția asupra câștigătorului anului precedent. Dar locul 2 și 3 sunt cele mai potrivite pentru a face o piesă cu gust. Pentru că primul, de fapt, de fiecare dată, este o vrăjeală. Referitor la coreografie, vreau să iarăși să citez opinia lui Iurie Bădicu, care a spus că i-a plăcut mult Fata cu virus, Tina, Gile, Monique și Siaj, și a considerat că Maxim Zavidie și Diana Brescan trebuia să împartă locul întâi. Ce s-a întâmplat la capitolul prezentare scenică la toți și cum îl vedeți pe Maxim Zavidie, pentru că el era favoritul și din cât îmi dau eu seama la televoting a fost cu foarte multe puncte înaintea Anei și vreau să sonorizez această cifră, avea 938 de voturi și Ana Udobescu 266 doar. Deci era un decalaj enorm. Ce s-a întâmplat cu Maxim Zavidie? Și eu sunt acum fan al Maxim Zavidie după ce am ascultat toate 10 piese. Max, respect lui, fiindcă el a venit direct din spital. Cum a ajuns deodată, a venit la repetiții, noi practic am stat o săptămână și ceva și așteptam, nu știam, nu făceam repetiții din cauza că nu știam, o să poată Max ceva să facă sau va trebui să stea doar pe loc. La început mi-au zis așa, fă ceva împrejurul lui, el stă, gata. Maxim poate să cadă în genunchi și cumva trebuie să-l ridicăm. Și Max când a venit, s-a apucat... Faptorul acela care nu i-a ajuns ceva a fost determinat de traumă. Nouă încă o săptămână, s-a avut săptămâna aceea care a stat în spital, era să fie poate și mai bine. Dar, pentru că la postul de televiziune unde l-am urmărit, el a fost foarte energic, foarte carismatic. Voi nici n-ați văzut cum producătorul țipa la el. Ești așa.
ți ajunge să sari. Max, nu fă asta, Max, nu fă aceea, Max, stai jos, gata, toți lucrează, Max, se așează, Max, nu că eu vreau cu dânsii, Max, Dima, eu vreau să cad în genunchi, Dima, eu vreau să mă învârtesc, Dima, eu vreau să fac aceea, 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 Max, tu o să poți, da, eu nu tem, tot o să pot. Și asta, un respect foarte mare, că el a lucrat și chiar îl vedem, că el a venit prin la prima repetiție cu cârjă. Și prima repetiție nu făcea nimic, tot mai, de fiecare repetiție tot mai mult și mai mult și mai mult. Noi, practic, cu câteva zile înainte am zis că, uite, nu mă doare așa de tare, pot să fac piruietă. Zic, super, hai să încercăm. Și asta a fost bravo. În ceea ce e legat de prestația altora, mi-a plăcut câteva, mi-a plăcut și Vera, ceva nu a ajuns acolo, dar a fost o idee neprelucrată până la sfârșit. Și Lemonic? A fost, da, Lemonic a fost, da, expresiv și destul de... A fost interesant, iarăși, interesant. Să a fost mai multă lume ca putea să-l iei pe Iura, cred că să-i îmbrace, pe Iura Răbac, să-i îmbrace chestia ce era, să facă mai multe lucruri ca dansator. Așa. Și acum, dragi telespectatori, vreau să auziți părerea textierului Viorica Nagacevski referitor la acest concurs și la prestația Anei Odobescu. Da, vă rog. Noi avem necesitatea de a avea un concurs de așa o avergură, pentru că în Moldova prea puține concursuri ne propusează undeva pe piețele internaționale. Și ceea ce se întâmplă este destul de bine și este chiar așteptat, doar că ar fi mai multe de asemenea concursuri. Ce părere aveți despre prestația Anei Odobescu? Este foarte pozitivă. Eu am urmărit practic tot spectacolul și tot ce pot să vă zic, dacă aș fi fost eu în calitate de jurat, aș miza tot pe ea. Eu mi-am dat de multe ori întrebarea de ce nu participă la asemenea concursuri artiști care deja au o notorietate destul de vastă, nu numai în Republica Moldova, ci și peste hotare, doar că trebuie să întrebăm pe ei. Pentru că, din punctul meu de vedere, eu am mizat și pe Zavidi, am mizat și pe Brescan, am mizat, dar să știți care e problema, că și-au ales niște melodii care erau cumva cruciale, trebuia să vibrezi la melodiile lor, trebuia să trăiești tragediile cu care ei se impuneau, adică ca noi să ascultăm zigzagurile de note muzicale pe portativ. Deci eu undeva am încercat cumva să-i înțeleg și eu îmi dau seama că ei au depus un efort enorm de mare ca profesioniști, însă eu aleg cu urechea și mie mi-e dragă de fiecare dată să găsesc ceva care să-mi facă un confort până la urmă. Și uite că așa se întâmplă că de la cei care aștept probabil mai mult ca ei să fie cei învingători, își aleg anume asemenea piese care pe mine m-au făcut să stau cu minte în fotoliu și să-i ascult în continuare. Adică să văd ceva ce m-ar mișca. Uite că așa s-a întâmplat. De fapt, eu i-am mizat pe ei și în final a ieșit Odobescu, care de fapt e cea care a picat foarte bine atunci când am ascultat-o. Care sunt șansele ei? Ce loc va lua pentru Moldova? Din păcate, nu am auzit la moment tare multe melodii ca să pot să mă expun și eu știu că este un concurs în care niciodată nu poți să te aștepți la ceva la care ai da careva note din timp. Este un concurs imprevizibil și nici eu cât de tare nu mi-aș da părerea și n-aș fi mai profesionistă probabil decât cineva, eu am să dau greș cu siguranță. Și în acest considerent eu mă abțin. Faptul este că ea să-și facă meseria acolo și să-ți arate bine doar. Și am ținut cu tot din adinsul să mai solicităm și opinia Alei Donțu, care la fel a venit cu părerea vis-a-vis de calitatea concursului organizat la noi Republica Moldova și prestație Anei Odobescu. Vă rog frumos, regie. Cât de important este Eurovision pentru showbizul moldovenesc? Ținem cont de experiența ultimilor cât 15 ani sau cât de când este Eurovision, ca să nu greșesc cifra, că acum chiar îmi scapă, el a avut o importanță extrem de mare. Acum deja mi se pare că... Și acum ar avea de altfel, nu vreau să mă contrazic, doar că mi se pare că organizatorii au ucis acest concurs. Eu cred că Ani Odobescu i-au surâs în anul acesta stelele.
Există așa un înțeles în lumea industriei muzicale și nu doar, în general, în carieră, când îți merge. Ei i-a mers și acest i-a mers este o monedă cu două fețe. Pe de o parte, ea ar trebui să se bucure de acest moment de experiență, etc. Dar pe de altă parte, probabil dumneai ei sau, nu știu, dumneai ei, dar nu cunoaște ce înseamnă acest concurs, pentru că este o responsabilitate enormă pe umerii ei. Dar sper că are o echipă pe măsură și oameni care o susțin. Despre prestații în general, nu cred nimic. Nici despre piesă, nici despre prestații nu pot să mă exprim. Nu e simpatizantă la capitol de ce mi-aș dori eu să văd la Eurovision. Dar am apreciat faptul că e foarte, foarte frumos, deschis, voce bună. Apropo, voce bună. De ce sunt selectate persoane care abia se lansează muzică? Totuși Eurovision este o competiție între cei mai buni interpreți, nu puncte de lansare. Eu cred că astea sunt rezultatele scandalurilor care s-au întâmplat pe parcursul istoriei Eurovisionului moldovenesc. Adică ele nu au mai încetinit de când este acest concurs. De fiecare dată, fie a fost probleme cu televoting-ul, fie juriul corupt, fie opinia publicului nu a contat, fie opinia publicului nu a ajuns până acolo ca să-și leagă învingătorul și așa mai departe. Adică este o problemă a organizatorilor în mare măsură. Asta e ce omoară acest concurs. Eu personal am avut o experiență foarte proastă cu Eurovision și atunci, pentru prima oară ele, am simțit ce înseamnă această plasă și nu mi-aș dori niciodată mai mult să intru acolo. Plus, un artist profesionist se implică în asta total, emoțional, financiar și așa mai departe. Și el are ce pierde atunci când este supus unei critici neconstructive și când, de fapt, este iluminat prost într-un concurs ca acesta. Dar probabilitatea că tu ești în concurs și ai să ai fața albastră și nu va suna ceva, și lumea nu va înțelege că, de fapt, stai pregătit, dar problema vine din altă parte, este foarte mare. Am revenit în studio, vă reamintesc că astăzi discutăm despre prestația participanților la preselecția națională Eurovision 2019 și în studio este Serghei Orlov, Dumitru Neagu și Eugen Doibani. Vreau să, pentru că în timpul cât au fost aceste materiale video și vreau să concretizez faptul că Eugen a avut dreptate, oamenii cu statut deja și cu experiență nu mai vor să participe, ceea ce a menționat și doamna Ladonțu, pentru că uneori acești oameni sunt puși în lumină proastă după derularea concursului și ei nu-și doresc acest lucru și îi deranjează pe, și juriul, îi deranjează și organizarea. Dar aici vreau să spun, din cei 28, pentru că suntem pe final de emisiune, așa deja ca să vorbim, pe cine credeți că ar fi reprezentat Republica Moldova, cine ar fi reprezentat Republica Moldova și am fi câștigat la Tel Aviv? Pentru că haideți să acceptăm, fiecare țară are specificul său. Și Tel Aviv a fost bun pentru cine din cei 28, domnul Orlov? Ну, я не знаю. Для меня, всех, кто был в отборе, самые главные были, самые главные претенденты на выход в финал, это была группа Луми, которых убрали после первого этапа отбора. Я знаю, что мнения жюри очень сильно разделились там. Я читал интервью, например, Санду Горгоса, который писал, что это единственный шанс был выйти в десятку, выйти в финал, а может быть даже попасть в пятерку. На самом деле я с этим согласен, с его мнением. Почему? Потому что явление такой конкурс, который понимаешь только изнутри. И, например, чем сильно отличается пьеса «Луми» от, например, от «Хор один Молдова»? Ну, мне кажется, стилистически это очень похоже. Или, например, там от «Лаша Тумбай», да, «Ансвайн» и так далее, который, то, что было в «Верке Сердючке». Надо понимать, что конкурс Евровидения мы представляем здесь таким каким-то, может быть, вокальным конкурсом, 4 октавы, там, надо петь, там, на самом деле это совсем другой конкурс. Altceva. Și vreau neapărat, Eugen Doibani, să ne spună, la ce trebuie să atragă atenția Ana Udobescu ca să facă show-ul pe scenă în Tel Aviv? Eu cred că trebuie... Dar succint, foarte succint. Da, succint. Eu cred că ar putea să lucreze cât mai mult la îmbogățirea acestei piese printr-un show, printr-o vestimentație, printr-un machiaj deosebit, printr-o mimare, deci coreografie, cumva astfel încât să completeze ideea asta că e o piesă demodată. Și să aibă grijă cumva să câștige plusul din altă parte. Exact cum a câștigat cumva și Aliona Moon. Prin și Doredos, ce... Mă gândesc pe secretul, că eu am встречался сегодня с Аней Добеску и с ее супругом. Я знаю их идеи, не хочется говорить как бы наперед, но если все у них получится, какие-то шансы
выступить на хорошо есть. Uh-huh. Потому что нам повезло, что у нас Румыния в нашем полуфинале, uh-huh. что Россия, которая нас тоже любит, в нашем полуфинале есть какие-то... Ты чего имеешь авантажи? Совершенно верно. То есть, если... Понятно, что ты прав. Песня стандартная, которая... Сколько я осауды, что со всеми кодом. Да. Хореографик are de lucrat, probabil, foarte mult acolo. Piesa e lentă acolo, coreografic mult nu faci, trebuie o idee, trebuie un... Ceva să prindă. O fișcă. Eu vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc foarte mult. Sperăm că pe 18 mai sau în semifinale vom avea șansa să accedem în finală și vom ține pumnii și vom spune că ne mândrim cu prestația Anei Odobescu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne urmăriți și vă așteptăm fiecare zi de marți la ora 19 la CNTV. La revedere!